Fost canotor de performanță, Tudor se mutase în Londra de doar 3 luni împreună cu femeia cu care voia să se căsătorească. Potrivit declarației unei prietene apropiate, plecarea lui era legată de un vis, nu de lipsa acută a banilor. La 29 de ani, el a început facultatea de marketing la ASE. Avea un program infernal. De la 7 la 8 dimineața avea antrenament. De la 8 la 17 mergea la serviciu, apoi de la 17 mergea la cursuri. În aceeași perioadă, mama lui, Rodica Simionov, fostă handbalistă, s-a îmbolnăvit. El a avut grijă și de mama lui până când aceasta a murit. Apoi a terminat ASE-ul, povestește Ani Mironov. Potrivit acesteia, Tudor a plecat în Anglia pentru a continua studiile și a ajunge în vârf. Tudor a fost primul sportiv român legitimat la master, medaliat chiar în 2018 la campionatul european rezervat sportivilor veterani. A vrut să continue studiile, visa să devină CEO. A plecat mai întâi în Olanda să urmeze cursuri de masterat, apoi s-a gândit că cel mai bine este în Anglia și a plecat în UK pentru a-și urma visul de a deveni CEO. Acolo lucra pentru că sunt scumpe cursurile și îi lipseau niște bani, era nevoie de niște bani în plus, a declarat Ani Mironov. Din nefericire, tânărul nu își va mai putea împlini visul pentru care a luptat chiar și în noaptea de Revelion. Acesta a fost înjunghiat de niște indivizi chiar la intrarea clădirii Mayfair din Londra, unde avea loc o petrecere privată. Românul era unul dintre cei 6 oameni care asigurau paza și ordinea la intrare. Agresorii au început să lovească oamenii de ordine, iar românul a încercat să-și apere colegii, dar a fost rănit cu o sabie direct în inimă. În afara bărbatului român au fost atacați alții 2 colegi bărbați și o femeie care au ajuns la spital cu răni ușoare. Presa internațională l-a numit pe românul ucis cu bestialitate erou, pentru că el și-a apărat colegii cu propria viață. Deși paramedicii au încercat să-i salveze viața, a fost în zadar. După o jumătate de oră de la incident, a fost declarat mort. Deocamdată, polițiștii nu au un cerc de suspecți sau, cel puțin, nu au fost făcute publice aceste informații.